Și ai tot câteva chestii din lână, produse. Uite, astea două, de exemplu, din colecția asta nouă pe care o lansăm acum, pe 3 octombrie. Frate manual din lână merinos cu doamne din Roșia Montană. Scopul este să valorificăm tricotatul, ca să le plătim manopera la un preț cât mai corect, ca să nu ne vindem munca pe 2 lei. Care e ideea prin Made in Roșia Montană, pe lângă să aducem un venit suplimentar la femei și să fie într-adevăr chiar un job full-time la un moment dat, sau măcar pe perioadă lungă de timp. Dar un job în care să poți lucra de acasă și să fii plătit bine. Păi am colaborat cu, la început cu o persoană, apoi cu 20, apoi am colaborat și cu 50 de femei. Bulele de astea am vândut multe și căciulă în genul ăsta. Dar acum o să avem și un alt tip de căciulă și la asta îi aducem, cred că, și îi facem varianta și cu moți. Ideea e că funcționează și da, se simte și în cifre așa, adică nu mergem în pierdere sau ne învârtim în jurul cozii. Momentan tot profitul l-am reinvestit în treaba asta, dar ca să fie o chestie sănătoasă ar trebui să mă plătesc și eu pe mine dacă voi lucra în continuare pentru asta și toată lumea să fie plătită. Adică asta e varianta ideală și spre asta trag. Da, copiii noștri, așa le pui, mă, băi, ce că nu fac? Domnul jandar, amore, bun! Jandari! Alo! Papă, tu fiți Dumnezeu tău! Băi, tu n-auzi, băi, tu n-auzi! Doamne, te-am gura, ce potoleșeau! Probleme, eu zic că problemele m-au atras pe mine aici. Să lupt și eu pentru dreptate. No, 4 munți să fie dinamitați, un întreg sat să fie inundat cu cianură, plus că aici erau oameni care nu-și doreau să-și vândă proprietățile și erau presați, adică să le vândă sau să îi exproprieze eventual. N-am fost deloc de acord cu treaba asta și cum am găsit un motiv să, bă, hai să sprijin și eu oamenii ăștia, satul ăsta. Salut! Îmi zice Tică. Am de gând să traversez Europa pe bicicletă. Din Copenhaga până la Roșia Montană. Plus că alergam pentru Roșia Montană, la maratoane, la ultramaratoane, eram mai în Roșia Montană, visam. Cum visez de altfel și acum, știi? Că ies din bula asta doar când, nu știu, cred că mă duc să pozez luneturile astea în Cluj, știi? Îmi dau seama, bă, uite că mai sunt șanții, știi, planeta asta. M-a atras locul ăsta, adică fac unde simt că e nevoie. În primul rând, dacă aici simt, adică vedeam că nu e nevoie de ce fac eu, nu făceam, știi? Mă întorceam în Danemarca sau mă întorceam în altă parte. Dar pe lângă nevoia asta pe care o văd aici în Roșia Montană, dar și nevoia mea, practic, să eu în timpul ăsta de când m-am mutat la Roșia Montană am învățat o grămadă de chestii, am cunoscut o grămadă de oameni, adică uite, am studiat multimedia design în Copenhaga, am făcut video, internship, ultimele 6 luni am fost la o televiziune locală. Ei, eu când m-am mutat în Roșia Montană, chiar am aprofundat partea asta de video, am făcut filmulețe documentare, am editat, am făcut niște site-uri, mi-am făcut, uite, magazin online. Practic ce am învățat acolo aplic aici, nu e ca și cum, știi, m-am întors în timp sau m-am... Nu știu, am făcut niște pași înapoi. Păi, eu sunt optimist, adică am început aici să-mi construiesc un viitor. Uite, s-au împlinit, uite că nici nu mi-am dat seama. În septembrie, acum s-au împlinit 4 ani de când m-am mutat. Și că, uite, am devenit și tătic în august. Fetița a fost chiar născută fix în Roșia Montană. Între timp am cumpărat spațiul ăsta
și cred că ar trebui să aici să-mi canalizez energia, să-l restaurez, să mut inițiativele aici. Ce în timp, așa, pe termen lung, eu sper că aici în fiecare weekend să se întâmple ceva în Roșia Montană. Am răbdare bereche, să zic așa. Ideea e să devii cetățean responsabil în comunitatea în care trăiești. Că e aici, că e în, nu știu, în Zlatna sau în Cluj sau București, nu mai contează.